Liliana Troapă. Bună ziua, Israel, bună ziua, se află în Israel, locuiește acolo de peste 15 ani și locuiește chiar aproape de zona unde în urmă cu o săptămână, astăzi sâmbătă, se împlinește o săptămână de când au avut loc niște atrocități nemai văzute în istoria statului Israel. Aș vrea să ne spuneți, doamna Liliana, ce s-a întâmplat în această săptămână de la Sâmbăta Neagră încoace și cum sunteți în prezent? Este foarte greu descris în cuvinte ce s-a întâmplat. Este un șoc absolut pentru toată lumea, nu numai pentru Israel. Renumim acte de terorism, dar cred că au depășit de mult această denumire acte de terorism, de barbarism, de acte primitive, nu știu cum pot fi încadrate. Este greu. O săptămână neagră, fiecare zi o noutate care nu merge bine, copiii, prietenii, nepoții, pleacă la datorie. Lumea este foarte speriată. Nu mai știm acum care este metoda ce le mai trece prin cap. Dacă în anii din urmă ne-am apărat punând stâlpi în stațiile de autobuze, să nu mai poată intra cu mașinile. Dacă ne apăram cu spray-ul de gaze în buzunar ca să nu stăm aproape de un arab sau ceva și să putem să cât de cât să ne apărăm. Acum nu mai știm cine... Nu știi ce poate să le treacă prin cap. Cap au, dar nu au nimic în el. Pentru că e greu, este foarte greu. Din toate punctele de vedere, lumea nu era învățată așa. Era câteva zile, adăpost, sirene și trecea, ne întorceam la viața normală. Dar acum ne-a ștribit foarte, foarte mult viața normală. Am înțeles. Spuneți-mi... În zona în care locuiți dumneavoastră, care au fost cele mai grele momente din ceea ce ați trăit și ați văzut în această săptămână? Păi primul a fost șocul de sâmbătă dimineața pe data de 7 la 6:26, când a fost prima alarmă și când era vinerea și sâmbătă, sunt singurele zile când pot să dorm mai mult. Și efectiv, eu cel puțin nu știam unde mă aflu și nu știam ce se întâmplă. Și în momentul când afli că Israel a intrat în război oficial, este șocul mai ca idee de război, mai ales după ideea de război cu Ucraina. Nu știi ce să crezi, nu știi de fapt ce înseamnă noțiunea de război în clipele alea, este așa de mare șocul. Iar și după aceea a urmat că nici nu știai, este fake, este realitate în momentul când vedeai despre atrocitățile petrecute. Șocul este exact ca o diagramă la inimă. Urcă, coboară, dar șocul există permanent. Pentru că afli tot timpul câte ceva rău. Afli că un prieten a fost în festivalul de la... acel câmpenez de lângă Gaza, afli că o cunoștință nu mai dă de ea, e foarte, foarte, foarte greu. Și când te duci la servicii, vezi că încă un coleg ți-a mai plecat și încă un coleg ți-a mai plecat la datorie și... efectiv, ajungi la un moment dat parcă așa să nu mai simți nimic decât ceva frică, ceva sperietură, nici nu știu ce să mai simți. Am înțeles. Ținând cont că a trecut deja o săptămână și armata israeliană încă nu are o poziție foarte clară despre ceea ce va face în Gaza sau nu va face, cum resimțiți voi, populația simplă, prezența armatei și a forțelor de securitate israeliene printre voi? Vă simțiți în siguranță sau nu? Da, eu și foarte multe cunoștințe, prieteni de-ai mei, deci evrei,
Avem foarte mare credere în armată, iar întârzierea aceasta nu cred că trebuie nici să-i condamnăm, nici să nu-i întrebăm. Cred că au nevoie de răgaz, de gândire, de o acțiune. Nu ne permitem să greșim. Nimeni. Nici noi, nici ei. Iar noi avem total încredere în ei. Pără ei, nu știu, sunt îngerii noștri păzitori. Adică nici nu cred că pot să mai ai încredere în altcineva. Cum? Au venit evrei din alte țări să apere țara. Pleacă copiii 19 ani să apere țara și să nu ai încredere în ei. Deci, nu, cel puțin eu una sunt liniștită și am convingerea că vor fi victorioși. Victorioși, dar cu un sacrificiu foarte mare. Eu știu și războiul trecut, când au intrat terestru, am avut pierderi. Și ei sunt conștienți și le admir curajul. Le admir, nu sunt cuvinte de mulțumire, de respect, de nu. Eu cred că va fi bine, dar cât, când, nu știu. Asta era următoarea mea întrebare. Ca om care locuiți acolo și vorbiți la serviciu cu colegii și poate și cu vecinii, în măsura în care se mai poate socializa în momentul ăsta, în starea în care sunt lucrurile acolo, cum vedeți sfârșitul? Când vedeți sfârșitul acestui conflict? Cum credeți că se va încheia și când? Sfârșitul va fi bine de partea Israelului, cu sacrificii mari, foarte mari, pentru că deja economia este afectată, lumea este afectată și sunt convinsă că oamenii vor reacționa altfel după acest război. Iar durata, nu știu de ce, cred eu și toată lumea crede că va fi de durată. Ca să faci o curățenie generală, așa cum se face de Pesach, îți trebuie timp. Și noi nu mai avem răbdare ca să calculăm timpul. Adică deja oricum ni se pare lung, pentru că nu mai avem răbdarea necesară. Dar va fi greu și va fi de durată. Deja aseară așteptam cu toții un comunicat din partea lui Bibi. N-a fost acel comunicat. Nici ce facem, nici ce... Cât de cât ne mai aruncă acolo niște primituri care trebuie să le știm noi. N-a fost nici acel comunicat. Astăzi așteptăm din nou să vedem ce va fi. Nu știm. Nu știm. Și nici nu cred că trebuie să știm noi asta. Decât ce trebuie să știm. Ca să putem să-i lăsăm să-și facă treaba în liniște, nu cred că trebuie să băgăm bățul prin gard. Am înțeles. Viața, cât de cât, după o săptămână, începe să revină la normal viața voastră? Noi întotdeauna am încercat. Pe mine asta m-a uitmit. Întotdeauna, după orice problemă aici, acte de terorism ample, război, noi foarte repede au intrat în normal și aici. Dar nu mai este normalul care a fost până acum. Nu. Eu cel puțin sâmbătă, pe data de 7 și pe data de 8, că pe data de 8 nu s-a mers la muncă, nu au fost autobuze. Eu n-am văzut față de om. Eu locuiesc într-o zonă mai veche, unde am foarte mulți vecini în vârstă și mulți sunt imobilizați în cărucioare, care sunt îngrijiți de filipinezi, tailandezi și oamenii aceștia n-au ieșit din casă, normal. Normal că n-au ieșit din casă. Deci două zile n-am văzut o față de om live. Nici câinii nu lătrau. Cred că ne-am împietrit așa toți. Eu am ieșit de câteva ori în curte, pe stradă, era pustiu. Și acum, este o liniște care... O liniște care nu e liniște, care... Adică nu este normal să fie foarte puțină lume pe străzi, în șabat, să vezi oamenii că se plimbă. Autobuzele sunt puține, pentru că foarte mulți șoferi au plecat în armată. Totul este diminuat. Diminuat așa, parcă totul băgat într-un cup de gheț. Da, nu știu când se va putea vorbi de normalitate, pentru că acest șoc va dura. Va dura foarte mult timp.
Eu am încredere că poporul evreu, care e un popor foarte greu încercat și care a trecut în istorie prin foarte, foarte multe greutăți și atrocități și Holocaustul, dar și înainte de Holocaust în istorie a trecut prin multe, eu am speranța că vor ieși, veți ieși cu bine și, să zic așa, victorioși. Adică, până la urmă, binele trebuie să învingă. Asta cred. Da, și eu cred, și eu cred. Eu am foarte, foarte mare speranță că armata noastră este într-adevăr cea mai bună armată, așa cum se spune, și într-adevăr izraelienii sunt oameni deștepți. Am învățat foarte multe de aici. Am învățat ce înseamnă răbdare, am învățat ce înseamnă iubire, am învățat ce înseamnă speranță. Oamenii îți dau necondiționat lucruri bune. Deci, rezultatul care va fi ceva bun. Da, poate că este încă o încercare, nu știu de ce. O încercare așa de mare și nu știu de ce ar trebui să plătească oamenii ăștia nevinovați. Și încă o să mai plătească, pentru că copiii ăștia care pleacă pe front sunt nevinovați. Nu știu, dar o încercare foarte grea. Știu că Israel va fi victorios. Sunt convinsă, dar nu poate să spună oricine. Oricine va fi victorios, dar sacrificiul este foarte mare. Sacrificiul este extraordinar de mare. Am înțeles. Eu vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele și ați apărut la Ecopolitica și vă doresc sănătate, pace și să fiți siguri pe voi și să fiți în siguranță. Și eu vă mulțumesc și tot la fel. Vă doresc multă sănătate și pace, că sunteți acolo aproape cu Ucraina. Și nu se știe de unde sare iepurele. Dar să sperăm că sare un iepuraș ca ăla de Paști, vesel și cu fundiță la gât. Și totul va fi bine. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! La revedere! La revedere! Seară bună!